Avem parte de emoții tot timpul. Stres la job, entuziasm la vederea unei persoane dragi, bucurie la primirea unui cadou, îngrijorare în a performa în fața unei mulțimi și așa mai departe. Emoții, emoții și iar emoții. Din păcate, oamenii care nu bagă în seamă emoțiile vor fi ei băgați în seamă de emoții mai târziu prin diverse tulburări emoționale. Pentru a nu se ajunge până acolo, hai să vedem împreună principalele greșeli pe care le facem despre emoții. Aceste erori ne fac să denaturăm reacțiile emoționale, amplificându-le. Când avem o emoție nesănătoasă care ne produce durere, suntem tentați să ne gândim la ea într-un mod negativ. De ce mă simt așa? Nu ar trebui să mă simt așa. Ce rău e să fii anxios sau depresiv. Aceste exemple de gânduri nu fac decât să amplifice durerea emoțională pe care o avem. Gândurile de acest fel sunt numite erori de gândire sau distorsiuni cognitive. Ele denaturează adevărul despre emoții și ne fac să ne producem singuri suferință. Vom da exemple și vom elabora și soluționări pentru a le îndrepta. Focalizare. E concentrarea pe o singură trăsătură din întreg tabloul pentru a atenua reacția emoțională. E greșit să îți faci o singură părere despre emoții sau să vezi doar un anumit aspect din întregul tablou. Când ai o emoție, caută să vezi lucrurile în ansamblul lor. Dacă, să spunem, ai picat un examen la facultate, bineînțeles că sunt altele pe care le-ai trecut și altele pe care încă nu le-ai dat. E greșit să te focusezi doar pe un singur examen, considerând că el îți decide viitorul în carieră și chiar soarta în ansamblul ei. Impact. Supraestimezi consecințele sau efectele emoționale ale evenimentelor. Un lucru este ușor de intuit despre emoții. Ele cresc în intensitate în funcție de însemnătatea oferită. Cu cât exagerezi mai mult consecințele unui eveniment, cu atât va fi mai puternică emoția. Dacă, spre exemplu, ai fost concediat de la job și transformi evenimentul într-o catastrofă, asta îți va afecta puternic sănătatea psihică și viața în ansamblul ei, dincolo de job. Poți crede că fără job vei muri de foame și că partenera te va părăsi. Ori acest lucru este cel mai probabil fals. Nu atribui așadar consecințele negative ale unui eveniment altor aspecte din viața ta. Subestimarea înseamnă ignorarea abilității noastre de a face față situației. E total greșit să ne subestimăm capacitățile din teamă, timiditate sau din supraevaluarea aspectelor exterioare. Caută să cântărești corect situațiile și oamenii din viața ta. Situațiile nu sunt mereu atât de dificile pe cât par, iar tu nu ești atât de incapabil pe cât te crezi. Raportează circumstanțele la nivelul abilităților tale, fără a lăsa alte lucruri sau a minimaliza pe una sau pe cealaltă. Capacitățile tale de a rezolva situații de viață sunt independente de părerea ta cum că nu vei reuși. Doar acționează. Spre exemplu, dacă ai permis de conducere, ai condus 10 ani și acum te afli la volanul unei mașini electrice, n-are sens să te subestimezi crezând că aceasta este o altă mașină, iar tu nu știi să o conduci. Decalajul presupune însemnarea pierderii comparativ cu câștigurile. E drept că multe aspecte din viața noastră sunt pur subiective, dar printre ele sunt și unele obiective. Când ai anumite pierderi, caută să le cântărești în mod obiectiv. Spre exemplu, dacă mergi la un curs care costă 100 de lei și înveți două lucruri interesante de acolo, dar celelalte sunt inutile, nu are rost să te enervezi având credința cum că ai dat banii degeaba. Costul este de 100 de lei, dar câștigul este de două informații prețioase. Nu supraestima valoarea celor 100 de lei pentru că ei sunt doar 100 de lei și nu devaloriza cele două informații care știi că sunt prețioase. Euristica afectivă presupune să apelezi la o emoție prezentă pentru a prezice o emoție din viitor. Un alt lucru pe care îl știm despre emoții este caracterul lor impredictibil. Putem ști cu certitudine ce vom face în viitor, dar nu putem ști ce emoții vom simți atunci. Mai exact, e improbabil că dacă tu te simți într-un anumit fel în prezent, tu te vei simți la fel și în viitor. Dacă, spre exemplu, ești fericit în relație cu o persoană, nu poți ști sigur că și peste alți 5 ani te vei simți la fel. Se pot schimba foarte multe. Tocmai de aceea, deciziile nu ar trebui luate în termeni emoționale, conform cu ceea ce simți, ci în baza unei gândiri raționale, în urma cântăririi situațiilor și consecințelor. Incertitudinea.
Oamenii se gândesc la cum se vor comporta în viitor bazat pe cum se comportă în prezent. Oamenii consideră că dacă ceva este incert sau necunoscut, asta înseamnă automat că este și negativ, ceea ce este fals. Cu cât o situație este mai incertă, cu atât avem mai puțin control asupra ei. Iar lipsa de control ne generează anxietate și considerăm că rezultatul va fi negativ. Să crezi despre emoții că ele vor fi cu siguranță negative pentru că nu ai un control asupra unui anumit scenariu din viitor, iarăși este o greșeală de gândire. Această greșeală vine din teama de necunoscut. Dacă, spre exemplu, mergi într-o excursie fără să o planifici, acest lucru denotă un control extrem de scăzut asupra situației pentru că nu știi la ce o să se ajungă. Prin urmare, incertitudinea va fi la tot pasul. Însă nu ai de unde știi dacă excursia va fi rea pentru că încă nu ai ajuns acolo. Prin urmare, nu poți spune cu siguranță că emoțiile tale vor fi negative. Recompensă imediată înseamnă că valoarea unui lucru îndepărtat este mai mică decât valoarea unui lucru apropiat. Aici este una dintre principalele probleme pentru care oamenii nu obțin succesul în viață. Incapacitatea de a munci acum pentru a avea beneficii mai târziu. E un clișeu clasic. Dacă ești pus între a alege 100 de lei acum și 10.000 de lei peste 10 ani, ce vei face? Suficienți oameni ar vrea suma de 100 de lei acum, raționalizând motivele cum că nu se știe ce va fi peste 10 ani, că ăștia 100 de lei sunt necesari urgent, că prin ăștia 100 de lei poate face nu știu câte mii de euro prin investiții și așa. Mai departe. De fapt, este vorba de incapacitatea de a amâna recompensa. Orice lucru valoros în viață vine în timp, iar dacă nu controlezi tendința ta compulsivă spre recompensă imediată, rezultatele tale nu vor fi niciodată mai mult decât mediocre. Asta e realitatea. În videoul următor vom vedea care sunt consecințele acestor greșeli în plan comportamental și cum putem corecta aceste greșeli. Îl găsești în colțul de sus al ecranului. Ne găsim acolo. Dacă ți-a plăcut acest clip, oferi un like și un comentariu cu părerea și experiența ta despre acest subiect. Mai important, abonează-te la canalul SEMPED dacă te interesează psihoeducația. Până data viitoare, ai grijă de sănătatea ta mentală.